toate Bărașa, dar pentru dumneavoastră. Bărașa? Nu, stăcesc cu Alexandru Muncescu și vă spuneam că aș avea două întrebări pentru dumneavoastră. Ca reprezentant al Consiliului Local. Unu, ați ținut mai devreme să asigurați persoanele din sală că în eventualitatea în care cetățenii, locuitori anumitui oraș, sat, comună, nu doresc să se exploateze gazele de șist, nu se va face. Asta înseamnă să înțeleg că ne asigurați că statul nu va veni să exproprieze pentru cauză de utilitate. Eu vă pot spune, bun, am înțeles întrebarea. Eu vă pot spune un singur lucru. Categoric, eu nu pot să vorbesc în numele statului și să vă asigur pe dumneavoastră. Dar eu vă spun că astăzi în România, astăzi, când noi discutăm aici, legile în vigoare care sunt, și credeți-mă că eu chiar le citesc și le știu, legile în vigoare astăzi nu permite, deci legile nu permit, astăzi când discutăm noi, nicio lege, nu permite să se facă un gen de exploatare sau alt gen de exploatare, nu vorbim doar de gaze de șist, vorbim de orice fel de exploatare, nu există nicio lege care să permită să se facă fără acordul comunității și a proprietarului și, în primul rând, vorbim aici de autoritate, pentru că fără certificat de urbanism, fără autorizație de construcție, care o dă primărie. Deci, acum, eu nu pot să garantez ce legi și ce se vor da în viitor în România. Deci, categoric, nu pot să garantez. Să înțeleg că atunci asigurările pe care le-ați oferit dumneavoastră că fără acordul proprietarului nu sunt fondate. Legile actuale. Nu au acoperire. Legile actuale. Bun. Ați... Dacă se dă cumva o lege dumneavoastră, în primul rând că nu dau eu legile în țara. Știu. Dar să înțelegem, uite, de exemplu, înainte, când este exact aceeași discuție și de asta vă spun. Dacă țineți minte, înainte era discuția așa. Dom'le, se poate face autostradă numai după ce se face expropriere. Da? Deci atunci toată lumea dădea garanții, dom'le, până nu se înțelege cu proprietarul respectiv, nu se poate face, da? Dar pentru că după aceea s-a dat altă lege, e altceva. Eu vreau să vă spun că la legile actuale care sunt în România, pentru că dumneavoastră știți cum, puneți așa... Eu de asta am dat garanție. Deci azi când discutăm, nu se poate face fără autoritatea locală, fără acordul comunității și a proprietarului. Exact asta încercam. Adică, eu nu vă pot garanta dumneavoastră. Și astăzi, fără acordul proprietarului... Nu se poate face azi nimic. Deci, legea actuală în România spune că exproprierea pentru cauză de utilitate publică se poate face forțat, da? Sunteți de acord cu mine? Nu. Ba da, expropriările se fac forțat, în casa înseamnă expropriere. Dumneavoastră confundați dacă aș citi legea cu expropriere care este forțată. Este exclusiv dată pentru transportul și pentru autostrăzi. Pentru cauză, deci legislația în vigoare specifică pentru cauză de utilitate publică. Dar asta nu e de utilitate publică. Asta este un business al cuiva. Nu e de utilitate. Și de utilitate. Cum de exemplu, dacă Raja trebuie ales un puț care e la dumneata pe... Așa, atunci noi acolo să scoatem apa, că e apă pentru comunitate. Am înțeles. Da. Ceva vreau să mai punctez. Să înțeleg că exploatarea resurselor naturale ale României, exceptând cine le exploatează, nu reprezintă o utilitate publică? Nu reprezintă, da. De exemplu, dacă dumneata ai un teren, vrei să-ți faci o carieră de piatră, da? Deci, haideți să ne înțelegem. Resursele, toate resursele naționale sunt la Agenția Națională de Resurse Minerale. Toate. Tot ce e subsol. Nu. Da. Nu vorbim de agricultură care să face agricultură. Da, nu vorbim de subsol. Da. Există Agenția Națională de Resurse, care are o lege. Da. Nu știu, eu, Cristinel Dragomir, dacă vreau să deschid o carieră, vin la tine care ai terenul nu știu unde, am făcut studiul respectiv, fac contract de concesiune cu dumneata, îmi dai terenul și eu scot piatra de acolo. Dar numai după ce mă duc și iau vizele de la resurse minerale. Ei îți dau cât ai voie să scoți, cum să lucrezi, care sunt normele de mediu și așa mai departe. Deci, aia nu este de utilitate publică. Am înțeles. Deci aia e treaba mea. Asta vreau să punctăm. Da. Statul nu va putea veni să exproprieze după legea, cum bine ați punctat, actuală. Da. Nu va putea să exproprieze oamenii pentru această exploatare. Dar aveți cunoștință de un anumit proiect de lege care vrea să modifice? Nu. Categoric nu. Deci nu aveți cunoștință, nici nu știți despre ce... Nici dacă n-a auzit, nici măcar doamnă, că ne spunea dacă e. Nu mai faceți mișto de oameni. Nu, nu, eu umilit.
Noi am venit cu drag să vorbim cu asta. Și curătorul de hârtii, faceți o regie întreagă. Nu știu cine nu ești sincer cu toată problema asta. Doamnă, unde ați fost că s-au tăiat milioane de hectare de vegetație ecologistă? Dar eu nu mă dau ecologist. S-au tăiat milioane de hectare de teren. Unde ați fost de pădurile? Vreți să vă discuții afară. Nu mă interesează pe mine cu tăi. Cine a tăiat, domnule, pădurile? Cine a făcut? Dar de ce n-ați protestat? Haideți că vreau să vă zic ceva. Tânărul ăsta a pus niște întrebări foarte, foarte corecte și la subiect și s-a asărit în sala așa ca să faceți aici atmosferă. Dom'le, nu suntem pe stadion. Vreți să vă răspund? Dom'le, eu sunt foarte sincer cu dumneavoastră. Dumneavoastră aveți o problemă. Dumneavoastră nu aveți treabă cu subiect. Am înțeles, ați venit să contestați aici. Foarte bine contestați. Lăsați-i și pe băiatul ăsta să termine întrebările. Altceva vreau să vă spun controverse. Este normal ca oamenii să aibă o părere, să aibă o reacție la anumite întrebări. Păi și cum? Nu cred că ar trebui să... Păi nu, domnule, stați puțin, că n-am stat. Domnule, discută. Domnule, nu înțelegeți că e discuție. Eu sunt de acord să discut orice cu dumneavoastră despre subiectul ăsta, dar atât cât știu eu. Da. Întrebările mele au fost numai către dumneavoastră, nu către reprezentanții anumitor firme. V-am răspuns și m-am, da, v-am spus că nu sunt de acord cu statului, că nu sunt Dumnezeu. Da. Următoarea întrebare a mea ar fi azi. Vorbim mai devreme despre industrializare. Da. Credeți că industrializarea acestui segment de țară, acestui teritoriu al țării, este direcția bună pe care trebuie să... Deci categoric cred, în personal. În care, mă scuzați, da. În condițiile în care, știți foarte bine că o bună parte din aportul la bugetul de stat vine din turism. Credeți că industrializarea va afecta turismul aici, în această zonă de loc? Eu nu știu cât. Haideți ca să ne lămurim. Dacă luăm perimetrul unde se fac prospecțiunile, eu nu știu cât turism există în perimetrul respectiv. Eu știu, din datele care le avem noi și am discutat și peste, că de fapt 99% este agricultură. Și nu este niciun turist. De exemplu, la propriu, nu fi turist, că poate vor fi vreo pensiune două. Sau câte, dacă or fi. Yes. Dar nu pot să spun. Doamne, eu nu știu cât turism există la ora actuală. Pentru că nu știu. Noi am luat niște date de la Camera de Comerț, înțelegeți? Și datele spun că 99% e agricultură. Dacă Camera de Comerț minte și e mai mult turism în zona asta, atunci nici noi nu avem de unde să știm. Că noi lucrăm totuși cu instituții. Eu cred că dumneavoastră aveți convingerea că ca și mine, că baza este agricultura și nu turismul. Asta încercam să vă spun. Trebuie de făcut o distinție între agricultură, turism și industrie. Agricultură și industrie, mai ales. Pe agricultura și industrie, eu vorbesc de industrie complementară agriculturii. Da. Agricultura la noi, în țară, mai ales în zona Dobrogei, este chiar o formă de turism. Pentru că sunt... Bun, lăsați, te rog. Nu pot să răspund la chestia asta. Dacă agricultura e o formă de turism, mă depășește. Haideți să vă spun pe ce bazez aceste afirmații. Sunt foarte multe persoane din alte țări care vin să vadă țăranul român pe câmp. Care vin să vadă gospodăria românească. Vă bucnește răsul? Să-mi zic. Care sunt aia? Unde? Ăsta autocare cu nemți care să vină să vadă cum lucrea țăranul român pe câmp? Haideți, vă rog eu frumos, lăsați-mi să termine. Părerea răsului. Eu m-am prezentat de dumneavoastră, dacă ascultați să spuneți. N-am fost atent mai devreme. Nu știu cine sunteți dumneavoastră. Eu nu am avut până acum contact cu autoritățile locale. Și încă am niciun ascultător de cuvânt acum și județean. Încă o dată, că n-am auzit. Mulțumesc. Haideți, domnul dumneavoastră, știți tot cine suntem și ce mâncăm. Lăsați-ne cu vrăjele astea. Bun, de să înțeleg că dumneavoastră... Adică, apropo de chestia asta, ne cereți nouă să fim foarte serioși. Dar n-am auzit, care e problema? Și de ce țipați? Păi n-am auzit! Sunt... am o problemă cu urechea. Și de ce țipați? De ce țipați? Păi ca să fiu auzit, ca să repete ce a spus. Dacă permiteți ca să calmez atmosfera. În normele metodologice... Haideți să lăsăm pe tânărul ăsta să termine și după aia... Bun, haideți, spuneți! Norme metodologice pentru aplicarea legii... De unde știți ce vreau să spun? Bun, haideți, domnule, stimate domnule, ai vreo întrebare? Dânsul mi-a pus întrebarea, n-am putut să-i răspund.
Cum în România, dacă credeți că poate... Articolul 94. Taxele și tarifele calculate și percepute de Agenția Națională pentru Resurse Minerale constituie venitul la bugetul de stat, cu excepția unei cote de până la 20% destinate acordării de stimulente personalului Agenției Naționale de Resurse Minerale. Da, domnule. Ce treabă avem noi, cum e organizat așa și la ANAF? Să stimulăm de la cei care colectează. Pare ca personalul unei agenții, oricare, că poate fi agenții... Stimate domnule Balaru George, da? Stimate domnule Balaru George, n-am venit aici să discut legile din România. Dacă sunt sau nu sunt date corect. Este o lege, nici nu m-a interesat pe mine vreodată dacă cei de la Agenția de Resurse Minerale primește sau nu primește sporuri. Nu mă intri treaba mea. Prosperitatea zonei în care se fac exploatarea gazelor răsiști. Bun, domnule, haideți... Prosperitatea zonei. Da, prosperitatea. Și prosperitatea vine din taxele de la ANRM. Prosperitatea vine din mică... Domnule, ascultați-mă puțin. Haideți că dumneavoastră... Nu are treabă, domnule, dumneavoastră aveți... Noi discutăm aici de oportunitatea explorării gazelor răsiști și a exploatării în sudul Dobrogei. Și dumneavoastră spuneți mie că Agenția de Resurse Minerale le dă la funcționarii din agenție 20% din taxa de autorizare, le dă stimulente la funcționari. E problema lor. Mergeți acolo și discutați cu ei. Atunci nu mai poate fi obiectiv ca funcționari. Da, domnule, dar e problema mea. Nu înțelegeți că nu eu. Dar nu este problema dumneavoastră, doamnă, ca agenția. Bine, domnule, atunci mergeți la agenție și eu vă spun ceva. Este o lipsă de bun simț față de cetățenii din Chirnogeni. Veniți cu o piesă de teatru pe roluri, din câte văd, în toate localitățile. Noi am venit să vorbim cu cetățenii domnule, din Chirnogeni. Domnule, haideți că oricum o să am înțeles. Nu e normal așa. Deci, mai deci vă rog mult de tot. Haideți, vreți? Domnule, eu am convocat... Domnule, deci te rog eu frumos. Eu am convocat așa. Haideți să vă păstrăm tonul civilizat. Eu vă spun ceva. Eu constat că ori de câte ori vom merge să discutăm în fiecare localitate, dăm mereu de aceleași personaje care, de fapt, vorbesc ei și nu mai vorbesc cu oamenii din comună. Eu am o propunere. Deci, uite, o să facem vineri, dacă doriți, vineri, o întâlnire doar cu dumneavoastră, să-mi puneți întrebările care le vreți, ca să avem dialogul, că eu văd că dumneavoastră aveți ceva cu mine. Pe noi ne interesează comunitățile să știe și cealaltă variantă. Și cealaltă... Păi de ce nu faceți dumneavoastră întâlnirea cu comunitatea, de exemplu, peste o oră? Dumneavoastră, veniți cu niște argumente. Nu, doamne, n-am venit cu niciun argument, doamne. Eu am venit să vă ascult și încerc să vă, încerc de fapt să vă opresc pe dumneavoastră. V-am dat cuvântul. Mi-a spus întrebări. O să primiți răspunsurile. Lăsați-i pe altul să vorbească. Vă rog. Mă numesc Adrian Valau, sunt în locatatea Păpăi, comuna Chirnogeni. Adrian? Vreau să vă întreb următoarea... Dacă în România există de către firme românești fracturare hidraulică, și am înțeles că există metoda fracturării hidraulice, de ce nu se face această treabă pe teritoriul României cu o firmă românească și este nevoie de Chevron ca să facă chestia asta, ca să ne revândă nou gazul care e sub noi? Vă întreb pe dumneavoastră. Da, vă înțeleg așa, da, vă înțeleg, cum să spun. Să știți că și eu, prima oară m-am întrebat pe domnule, dar de ce nu facem noi românii? Mai tocmai da, mai tocmai da, mai tocmai da. Răspunsul este simplu, noi la ora... Da, fiindcă sunt politicieni corupți care susțin asta. Asta este răspunsul. Da, bun. Haideți să vă explic. Noi nu avem tehnologie. Doamnă, mă lăsești pe mine să răspund, că mi s-a pus o întrebare. Unu, fracturarea hidraulică în România se face, s-a făcut și se va mai face. Pentru orice, este cea mai simplă și cea mai eficientă metodă, de exemplu, de a trece pe un strat din ăsta, fracturarea hidraulică, de exemplu, și la, se face fracturarea hidraulică, îmi pare rău că data când a fost un domn profesor care chiar dânsul a făcut fracturare hidraulică, adică a condus-o din asta, și se face. Deci răspunsul este că se face. Că nu este o chestiune extraordinar de complicată. Dar nu doi, combinată cu foraj orizontal și nu combinată cu presiuni de peste 1000 de atmosfere. Și nu combinată cu partea suprafață. Doamnă, dumneavoastră, pe cuvântul meu, dacă nu... Dumneavoastră știți ce se apropie de atmosfere? Nu, dumneata. Doamna, știți că am văzut că ați folosit un termen. Știți ce se apropie de atmosfere? Știți? Chiar să știți că eu mi-am montat singură centrală. Și eu mi-am făcut singură partea electrică. Și câte atmosfere aveți dumneavoastră presiune? La centrală?
Păi, maxim două, nu mai mult. Păi și vorbim, dumneavoastră, noi vorbim aici, nici nu, vreți să vă spun ceva, eu abar n-am câtă, ce presiune este. Dar nu aveți cum să știți dumneavoastră. Păi presiunea este în funcție de adâncimea la care se face, când se face la 2500 de metri. E o presiune la care se face la 4000. Bun, dar haideți să-i răspund domnului. Dom'le, asta, chestiunea asta, că nu există nicio firmă românească care să scoată gazul, înțelegeți? Mai există, dar nu este luat în calcul. Ei, nu e adevărat. Da, nu este luată în calcul, fiindcă sunt contracte deja făcute dinainte ca ce să ne dinainte? Să ne revândă nouă gazul, domnule. Asta să fac secretizate, fără să fie pute pe urmă. Nu am înțeles. Eu vă spun că la ora actuală, ca să, nu știu dacă există da, mulțumire. Da, există nemulțumirea populației și de-aia vine lumea să protesteze. Bun, gata, am înțeles. Vreau să vă supărați degeaba. Dar nu mă supăr, eu nu mă supăr. Asta este opinia publică, s-a săturat lumea de Crăciun. Dar sunt dar cu ce, doamnă? Dar cum am fost, dar ce v-am zis eu de v-am adresat? Stimată doamnă. Dar măcar, măcar, să știți. Doamnă, dumneavoastră am impresia că nu mă aveți pe mine în față. V-am agresat eu pe cineva? Răspunde să fiu mai timp. Mi s-a adresat niște cuvinte care... Cu ce v-am adresat, domnule? Ce v-am adresat eu? Cu cuvântul meu, dacă nu... Păi adică eu nu mai știu ce vorbesc. Păi, domnule, dacă aveți o problemă cu dânsul, e problema cu dânsul. Dar doamna spune mie că să fiu mai plânt. Doamne, eu dacă ai ridicat puțin tonul, am ridicat tonul ca să facă liniște, ca să ascultăm. N-am ridicat tonul păi ca să vă simțiți, domnule. Eu? Da? Îmi cer scuze dacă dumneavoastră ați înțeles că am spus eu. Am spus că este lipsă de bun simț față de cetățenii din această comună, pentru că nu sunt lăsați să fie informații. Haideți că... Care s-a simțit jignite intervențiile noastre? Vă rog, care sunteți oameni de hidrogen care v-ați simțit când a venit peste tot? Și care e problema? Domnule, haideți că, domnule, dacă vreți să discutați cu domnul Vicen, discutați după, vă rog eu mult de tot. Mie dacă aveți să puneți întrebări. Și plac fripturile și vinul bun. Știm. Așa. Dar cui nu-i plac fripturile și vinul? Mie nu-mi plac. Mă, cum fie de bine. Păi, asta e. Poate ești vegetarian. Viitoare. Vă rog. Nu mă supărați. Știți cum este această problemă cu șevronul? Dumneata ai în curte o vacă, chem pe unul de aiurea să vină să-ți o mulgă, îți mulge vaca, îți ia tot laptele și îți mai omoară și vaca și te omoară și pe tine. Haideți că... Exact aceeași chestie. Aveți dreptate aici. Are și bani pe ăla. Doamnă, haideți ca să discutăm, haideți să... Domnule, dumneavoastră ați înțeles? Pe acest aspect al șevronului. Știți unde bun, o singură intervenție mai am și gata, că m-am lămurit. Deci, eu atâta vreau să vă spun. Eu am venit aici cu bune idei și vreau să vă spun că ce spuneți dumneavoastră, deci la ora actuală când noi discutăm, există un acord dat de către Guvernul României printr-o ordonanță. Nu, ascultați, dar nu-i treaba mea, că nu eu îi judec și nu eu îi... Nu mă interesează că nu cunosc pe nimeni. La ora actuală există un acord dat de către Guvernul României pentru că ce este sub pământ reprezintă o resursă și patrimoniu statului care este administrat de către Agenția Națională de Resurse Minerale. Doamne, ascultați-mă puțin. Dar Agenția Națională a făcut sau a dat în acest acord că există, ei nu vin fără acord, să ne înțelegem. Există ordonanța de guvern unde să scrie clar ce au dreptul să facă, da? Ei, având în vedere că au fost o felul de discuții și de disensiuni de genul ăsta, dumneavoastră, eu am venit să propun începerea unui dialog. Dacă dumneavoastră considerați că nu trebuie, domne, nici nu ne mai întâlnim. Deci chiar nu face. Adică credeți că eu n-am altceva de făcut decât să merg în fiecare localitate? Mama, e chiar inițierea unui referendum local pe această temă. Da, domne, chiar vă propun acum. Inițierea unui referendum local pe această temă. Da, domne. Să vedem dacă 25% cel puțin din populația cu drept de vot este de acord sau nu. Și după aceea vom stabili dacă guvernul vrea sau nu vrea guvernul. Întrebați-ne și pe noi. Păi nu, stați aici. Nu, ba da, așa trebuie. Deci, inițierea lui referendum. Bine, aveți dreptate, se poate face referendum. Bun. Dar, un referendum nu se interpretează cum vreți dumneavoastră. Dar vreți voi politicieni. Nu, păi dar nu vă mai grăbiți. Un referendum se interpretează așa cum scrie în legea referendumului. Da, domnule, inițierea lui referendumului. Dacă se face
1% din aportul populației din... Bine, dumneavoastră știu, v-a zis cineva, dar n-ați înțeles exact. Vă știu foarte bine. Sunt anumite referendumuri. Referendumul de exemplu, de schimbare. Inițierea unui referendum local, indiferent pe ce temă, dacă nu vreți să nu vreau să mă contrazic. Ba, dați-vă și că este o... Acum, acum ce? Stimate domn. Gata, v-am înțeles. Dumneavoastră propuneți inițierea unui referendum. Nu spuneți mie ce scrie în legea referendumului. Păi, eu văd că nu știți. Eu văd că nu știți. Se poate face cu 25% din, cei cu drept de vot, da? Nu. Dar cum? Ia spuneți-mi dumneavoastră. Păi, știu legea referendumului. Vă rog, vă rog să o expuneți aici. Deci, haideți să vă explici ce... Vă rog să o expuneți aici. Deci, legea referendumului este așa. Ca să se facă un referendum, da? Ca să se țină, trebuie strânse minim 25% semnături de numărul populației. Ei, nu frate, stați puțin, stai dacă vreți. Așa. Nu e ce a spus dumneavoastră, că dacă 25% de populație... Păi nu e același lucru dacă 25%... Bine, nu e același lucru, nu înțelegeți că nu e același lucru. Mai păi, dumneavoastră aveți o pornire. Eu v-am spus că știu legea referendumului. Și dumneavoastră spuneți... Păi nu, dumneavoastră nu știți. Păi cum? Haideți ca să ne lămurim. Unde știu că sunt sigur, vă spun categoric. Deci vă rog mult de tot. Eu am reținut ideea cu referendumul. Da. N-aveți dreptate cu tot și asta trebuie desemnături ca să se poată la un referendum. Înțelegeți? Și referendumul se judecă după jumătate plus 1 dacă vin la vot. Dacă vin jumătate plus 1 la vot, el este valabil. Din cei 25% care au dreptul sau nu, domne, nu au dreptul 100%. Bine, haideți că nu discutăm cu acum. Vreau să dumneavoastră sunteți pornit pe alte... Nu, ba da, dumneavoastră sunteți injectat. Da, da. Da, injectat cu adevăr. Injectat cu adevăr. Haideți, lăsați-i și pe domnul să vorbească. Că am văzut la toată lumea. Oamenii care au venit aici s-au apucat pe când noi chiar ne-am mirat ce se întâmplă aici. N-a știut nimeni de ce. Fără acordul populației. Nu. Și ei au venit porniți pe treaba asta ce face aici. Deci și când s-a apucat să pună, să tapuneze teren sau canal. Dom'le, stați puțin. Cine există vreunul de dumneavoastră? Ședințele astea trebuiau, mă scuzească. Da, trebuiau înainte de a pune ședința. Da, domnule, stimate domnul, asta aveți dreptate. Știți ce se întâmplă? Noi n-am vrut să ne implicăm deloc, dar în momentul în care au început de insulină... Și acum fapta e consumată și chiar a lămurit. Da, ascultați. Deci haideți ca să lămurim. Eu personal, cred, eu nu știu, există vreunul de dumneavoastră care n-a fost contactat de firma care face, eu mă refer la administratorul terenului. Nu deci, administratorul terenului trebuie să răspundă numele proprietarului. Nu e corect. Cred că proprietarul ar trebui să vorbească cu numele proprietarului. Ia ascultați-mă. Ascultați-mă puțin, că văd dumneavoastră le știți pe toate. Nu le știu pe toate. Haideți ca să ne lămurim. Dumneavoastră aveți teren și l-ați dat unui arendaș. Da, domnule. Dar arendașul, ascultați-mă. Dumneavoastră îi spuneți ce să vă cultive arendașul. Nu, dar trebuie să informeze pe mine și să-mi spune că am dreptul sau am dreptul. Ascultați-mă puțin. Există cumva un drept. Domne, a intrat cineva pe terenul, de exemplu, știți dumneavoastră pe ceva, fără să-l contacteze pe administratorul terenului? Dar vezi pe tot aici. Deci noi când au apărut prima dată la noi în zona aici, am văzut mașini care stăteau la sperișoara, să zicem, din 200 de metri. De ce vă pun întrebarea asta? Eu știu de la cei de la prospecțiuni că n-au intrat pe niciun teren până nu au avut acordul scris al administratorului. Bun, sau al proprietarului. Eu acum am să verific și eu vă spun categoric că dacă nu are acordul dumneavoastră, nu are ce căuta pe teren. Bine, deci asta mi se pare de bun simț. Dar eu nu cred că este, cred că e o problemă falsă. Că au mai fost discuții și nimeni n-a venit să spună, uite, domnule, a intrat la mine pe teren, că eu am spus, domnule, e vreunul care a intrat. E adevărat că tot sunt cazuri în care administratorul terenului n-a informat proprietarul. Aia e altceva. Deci sunt cazuri, dar ce se întâmplă? Având în vedere că nu se distruge decât cultura după anul ăsta, s-a considerat că este nevoie să discute exclusiv cu administratorul terenului. Pentru că administratorul terenului e cel care pune ce pune și îi dă bani proprietarului, sau cât s-a înțeles, că îi dă producția, arenda respectivă. Problema asta deci, este o problemă falsă. Deci problema destăduvirilor, după părerea mea, este o problemă falsă. Este cea care se pune în fața tuturor efectelor negative ale exploatării gazelor de șist care urmează după aceea. Am înțeles. Da. Deci nu sunt de acord. Noi ne sunt de ceva și dumneavoastră... Ba da, ba da, are,
are aceeași legătură, fiindcă noi vom trăi în continuare aici, chiar dacă vreți sau nu vreți dumneavoastră, noi vom rămâne aici. Și apa asta trebuie să o bem și noi. Dacă nu pot să vă răspund la... Nu vreți să... că nu aveți argumente, de-aia. Ce argumente sau? Păi ce nu aveți de argumente? Bine, dar haideți că nu mai... Puteți să ne demonstrați... Aveți întrebarea mețiutul, dacă mai aveți alte întrebări, dacă nu... De ce n-ați venit, de exemplu, cu reprezentanta șefronului, ca să ne spună punctul lor de vedere? Pentru că am spus că discutăm de prospecții. Dar nu de asta. Eu am spus că vreau să adun întrebările și când veniți să vă răspundem la toate întrebările. Nu puteam să știu ce vreți anume dumneavoastră să primiți răspuns. Vreau lămurit de la ce vreau. Înțeles, dumneavoastră. Bine, o să vină și de la ce vreau. Vă rog. Spuneți. Mi s-ar părea normal ca la următoarea întâlnire să fie prezent și un reprezentant al guvernului. De ce înseamnă reprezentant al guvernului? De la cine? Noi o să venim cu reprezentantul Agenția Națională de Resurse Minerale. Știți de ce vă întreb? Pentru că au fost mai multe întrebări în sală la care dumneavoastră ați răspuns și... Nu, stimate domnule, dacă vreți, nu ascultați-vă puțin. Dacă vreți, să vină, spuneți-ne la ce nivel, că guvernul ăla e mare, la ce nivel să invităm. Haideți să vorbim despre domnul prefect, nu? Da, bine, domnul prefect. Sunt de acord. Pentru că sunt o grămadă. Nu, domnule, dar nu trebuie la cine nivel. Nu puteți să răspunde, pentru că nu suntem ce cunoșteți. Categoric va fi prezentă și prefectura. Deci categoric. Da? Nu e nicio problemă asta. Eu de-aia îmi dragă guvern. Așa, guvern să nu se înțeleagă că... Nu, reprezentantul guvernului de cine. Tot de cine? Sunt de acord. Mi se pare foarte corect. Da? Deci ne putem baza pe... Categoric. Nu există. Mai am întrebare pe care să-l puneți celor de la Chevron. De ce Statele Unite ale Americii sunt în momentul de față în pragul falimentului ca stat? Nu ca firme. Eu aș vrea să trăiesc, să fim și noi în pragul falimentului ca americani. Având mari datorii guvernamentale. Mie spuneți că America e în pragul falimentului. Da, dacă gazul de șist a dus la realizarea economică. Haideți că în cazul ăsta eu am înțeles. Ei au venit. Estimate domn. Eu n-am ce dacă dumneavoastră. Eu vreau să spun că mi-aș dori ca toții în România să trăiască ca în America. Se împrumută masiv de la chinezi în momentul de față. Și să le fac. Există acum o lună de zile toate agențiile guvernamentale. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.